Că mie... E o grămadă de bloopers. Da, păi aici... Pe cine a aflat tenore? Ia zi tu mie. Pe cine? Pe cine a aflat? Vă rog, Costin! Te-am chemat aici pentru că aveam să-ți mulțumesc că mi-ai aflat identitatea vorbii meu real. Mai să schimbăm puțin. Și... Mai rugă-te la copiată și mai... Te-am chemat aici pentru că aveam să-ți mulțumesc pentru că ai aflat cine e vorbul meu real și oricum era un impostor. Am văzut de când am ajuns aici în oraș. Da, n-ai pentru ce. Și mai e ceva. Trebuie să ne gândim la următoarea mișcare, fiindcă Ryan are datele noastre și le poate publica oricând, iar Dimitri are diamantul. Am trimis un echipa să suspende permanent apartamentul, dar dacă i-au dat foc, să... Au dat foc! Da. Și mai e încă ceva. Trebuie să ne gândim la următoarea mișcare, fiindcă Ryan are datele noastre și le poate publica oricând, iar Dimitri încă are diamante. Am trimis un echipa să suspende permanent apartamentul de Dimitri. Dar dacă ei au dat foc de reorganizație, atunci... Da, da, tu știi că nu va mai fi organizație. Ca să scăpăm de o mafie și restul vedem ce facem. Adevărat. Avem un plan mai departe? Da, am un plan și trebuie pus la foc. Știi că asta până la behind the scenes, nu? Vaza. Lasă-mă cum faci. Flower Chan! E flower, nu. Cum se zice vaza? Cum dracu se zice vaza în engleză, că nu mai știu. Flowers Chan. Da. Flower Chan. Flower Chan, da. Eu și Flower Chan aici de față. Să-mi iau o hanorac sau să-mi iau o geacă cu pulgă? Ia-ți mai bine... O să iau paia verde, largă. Mai bine hanoracul. Ce faci, mă, cu floarea? Nu m-am mai filmat cu Flower Chan, ok? Asta trebuie să rămână între mine și Flower. Then stop being a weeboo, please. Nu. No. Nine! Acht! Ce mai zici, Alexia? Hă? Ce mai zici? Nu știu. Luată în hanorac dacă e. Ți zborul! Loli, gata, fac! Loli, în viața reală, asta sunt eu, Loli, în viața reală! Gata! Mamă, de ce așa mare? Pentru că nu, așa sunt eu, mai am îmbrat eu. Zici că-s liliac! Luci strâmți și... Zici că-s liliac! Nu știu cum fac lilieci, era să fac acioara. Oricum, nu-i stă, nu-i stă. What if I miss? Ok. Deci dacă nu mai scârți ușa, merge așa, stop, stop, stop. După care o să înceapă Ștefan să vorbească. Și o să încep și tu odată cu el, dar nu știu cum să... e perfect, cred că, de aici. Să filmez. Și tu o să te așezi colo jos. Dar te mai uiți din când în când pe la mobil, așa, știi, ca să ți se vadă puțin și fața. Și eu să fiu ceva de genul, uit așa prin jur, cât vorbește el. Pentru că eu oricum nu o să se uite la mine, deci nu o să vadă ce fac. O să fie cu... gluga, ceva în stilul ăsta. Stai așa. Și calculatorul... par nu, monitorul, dacă nu putea să... Perfect.
cum se vede. Cred că o să las puțin mai jos tripiedul. Ah, e perfect, așa e de jos. Și o să mai, o să fac așa. Și după o să mut așa imagine. Perfect. Bună ziua, doamnelor și domnilor. Am venit aici să vă povestesc povestea de la Uprising, Uprising, soarele răsare, gradient. Și că era odată o mafie, o mafia de metri, de metrie, cu metrie, așa, și toți că se plănuiește să fure un diamant, diamantul brilliantul. Și ce-o spus ăștia? Au furat diamantul și l-au schimbat cu un diamant fals. Dar aceștia spion care lucrează la SRI, serviciu STI, și-au dat seama că au schimbat diamantul brilliantul cu ceva fals. Și s-au pus să caut. Apoi, un băiat numit Jason, Rambo de pe vale, se spunea, s-a suit în BMW-ul. S-a suit în BMW-ul de pe vale și a zis: mă, familia și copilul au distrug părinți. Și-a lăsat lemnii deoparte și a venit să caute diamantul brilliantul. Și doamnelor și domnilor, la sfârșit, diamantul brilliantul, atât. Diamantul atât. Atât. Mă mulțumesc că m-ați ascultat și vă pup jos. Memorul vă salut. Ce-a fost asta? Nu știu. Pe ușă. Se numește artă. Ce faci pe ușă? Bine. Păi ce frumos, își vreți să luăm colț de pâine? Nu, eu vreau... La autură cu liftul, vă plăța și ochietar, ca să lobi. Așa. Ce căruță vrei să-ți cumpăr ție? Am în stoc un Ferrari, așa, un Lamborghini și mai am un Mercedes. Ăsta e mai vechi. Da, e calul mai bătrân. Da, n-am să mă răd familia mea că l-am dat lui prietenul meu pălică de pe deal. Azi că n-are, că a murit calul și am spus să-i dau. Bine, ea, oricare e mai nou. E Lamborghini-ul ăla, tată, știi cum poră? E cal de la frumos luat de la Mara Ungureș. Mergeam, hai să-ți spun poveste, că e povestea de-aia bună. Fii atent aceea. Mergeam pe vale și s-a făcut târ de ăștia de cai. Și când e târ de cai, mi-am murit de primul pe acolo să mă răd familia mea. Și am văzut frumos un cal de la Lamborghini și am zis: bă, pada și ochii voștri, ăsta-i calul meu. Am scos frumos 6-7 butuși de lemne și aveam la mine 6-7 de alea saș de ceapă. Saș de ceapă? Și 2 kg de cartofi. Cartofi erau nelipsiți, chiar voiam să te întreb dacă ai dat și cartofi. Am dat și cartofi. Așa, așa. Am înțeles, bun. Ce informații? Despre organizația de spioni, ca tu să fii liber cu drepturi. Nu am nevoie. Știu că nu ai nevoie, dar am ceva ce tu nu ai. Pot avea totul. Poate poți tu să ai totul, dar știu sigur că tu ca spion nu poți să ai... Nu am împărcat băgat așa ceva. Ce? Pot avea totul. Știu că erai acasă. Știi că erai tu, nu? Nu erai, nu! I-a zis, erai tu, cu nu am nevoie! Erai cu nu am nevoie! Ok, de nou, excuse-mă! Nu am nevoie. Știu, dar am ceva ce tu nu ai. Ce? Pot avea totul? Chiar dacă poți să ai totul, eu știu că tu nu poți să ai ajutoare. Eu am? Deci? Ok. Ah, și încă ceva. Știu că tu ai luat și diamantul și brățara de la licitațiile alea. Da, și? Nimic. Doar a zis. Oricum le-am vândut. Sunt în căutarea diamantului de care zicea Dimitri. Poți să-i dai diamantul dacă îl găsești? Să știi că așa am să fac. Nu, deși, e de la, deși aș face asta, scuză-mă. Da. Am greșit eu. Am sărit eu un... Nu am nevoie. Știu, dar am ceva ce tu nu ai.
Ce pot avea tu? Chiar dacă poți să ai tu totul, știu sigur că tu nu poți să ai ajutoare, dar eu am. Deci? Ok. Și încă ceva. Eu știu că te era și diamantul și brățala de la licitațiile alea. Da, și? Nimic. Eu doar am zis. Oricum le-am vândut, sunt căutarea diamantului de care zicea Dimitru. Poți să-i dai diamantul dacă îl găsești. De ce aș face asta? Ca să se distrugă efectiv toate datele tale de pe toată lumea și organizația spionilor. Ok, să știi că o să fac asta. Perfect! Am uitat unde e bani. Bună, Jean! Ce cauți aici? Pe tine, aparent. De tine știam. Dar tu cine ești și cum ați găsit? E amuzant. Crezi că poți să pui întrebări? Noi punem întrebările aici. Și apropo de asta, Izabela a plătit pentru tot ce a făcut. Cum adică? Ce i-ați făcut? Nu noi, Dimitri a omorât. Am soros bun și o să o pățiți amândoi pentru tot ce ați făcut. Bună, Jean! Ce cauți aici? Pe tine. Nu mi-a ieșit asta acum. Bună, Jean! Ce cauți aici? Pe tine. O să plătești pentru toate infracțiunile tale. De medici sunt cine am și tu cine ești? Ce drăguț! Crezi că poți să pui întrebări? Noi punem întrebările aici. Apropo, Izabela a plătit pentru tot ce a făcut. Cum adică? Ce ați făcut? Nu noi am omorât-o, ci Dimitru. O să plătească pentru asta și voi doi, amândoi! Ha! Taci din gură și mergi. Să plătești pentru tot ce ai făcut. Bună, Jean! Ce cauți aici? Pe tine! O să plătești pentru toate infracțiunile. De ea știam, dar tu cine ești? Oh, ce amuzant! Crezi că poți să pui întrebări? Noi punem întrebările aici. Ah, și apropo, Izabela a plătit pentru tot ce a făcut. Cum adică? Ce i-ați făcut? Nu noi, ci Dimitri, omul. O să plătească pentru asta. Amândoi! Mergi! Taci, tot ce vei spune, va folosi împotriva ta.
Bună, Jean! Ce cauți aici? Pe tine! Ce bine ar fi dacă mi-aș recupera sora. Hei! Julie, ești chiar tu? Repetăm. Ce bine ar fi dacă mi-aș regăsi sora. Hei! Julie, ești chiar tu? Da. N-au răpit-o dintre să le spunea pe ce le-ai făcut tu și autoritățile. Important e că ești bine. Și am apucat să te revan. O să mergem acasă curând. După ce eliminăm mafia lui Dumitri, cu ajutorul echipei. Ok. Ce bine ar fi dacă mi-aș regăsi sora. Hei! Julia, ești chiar tu? Da. Important e că ești bine și organizația te-a găsit. Și eu m-am bucur să te revăd. O să mergem acasă. După ce îl elimin pe Dumitri cu așa... Ce, dacă nu intră în cadru? Sora Cori. Sora mea trebuie să nu intră tot. Oh. Ia mi-ai găsit sora căutată de echipă. Repet. Prinsă de extraterestri. Și moșul care apare ce-a pe spate. Ce mi-ar fi să mi-ai găsesc sora? Da. Episod la o nouă secvență de filmare. Să nu înjurați atât, vă rog. Alături de fratele Paraschiva, maica Tereza. Șoc. A venit și tâmpitul ăsta. Să văd dacă mai șoia, mă. Eu stăt în liniște și îmi beam apă mineral. Era fum la etaj. Băieții au urcat sus. Arde. Fum. Poți să zici mobilul în mediul lor. Eram în habitat natural cu ei. Mai e? Da. Sau teoretic ar trebui să dai zon. Nici secretă, nici NASA nu știa. Deci. Nici masă, fără supărat. De-așa sorin. Că pe lângă caca ești. Adică na, mă gândeam. Încearcă să retragi mâna. Pam, știi? Pam e, dacă cum încearcă să retragi mâna, să te duci într-o parte, știi? Faceți o repetiție. Înțelegi? Deci, eu l-am prins așa. Da, retragi mâna. Exact. E, e bine. Dar, uite, ia, tu-l iei așa. Ia-l așa. Să legi în... pe umăr. Dar nu prea ajung eu, că... Lași capul puțin mai în jos. Normal că mi-ai dat pumn în gură, în burtă. Exact, e, Asta nu mai sunt strategie.
Sunt și cu barbă neagră. Dacă lucrează la mine și cu mine, zici că e cariucă, doar. Trebuia să ieși, mă! Băi, mi-ai făcut Western! A, hai! Mișcă militare! Stop! Pinge! Trebuia să-l împingi. Ce să-l împad aici? Te duci spre Jason acum. Jason, du-te la el acum. Nu, no, Jason, du-te spre, du-te spre Jason acum. Scoate-l din cadru pe Adi. Bun. Jason, dai cu pumnul Duții, știi, prins și dai cu cotul. Sau e bine și așa? Stop! Da, adică nu trebuie neapărat să le spun direct. Poți să mai las mai facă câteva pași în față să ridici unii direct. Atac cu aia, nu mai da. Să mă iau cu uite! Să-mi spun! Hai! Mare! Așa, eu stăteam aici. Mai faceți o dată. Nu vă mulțumim. Eu îți fac semn să-l arunc pe Adi la mine. Hai, filmăm? E ok. Hai, îmi place. Da, 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 da,